Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit la o nouă emisiune, Just Time. În această seară, pentru a ne ține de promisiune, continuăm o emisiune anterioară legată de răspundere. Dacă într-o emisiune anterioară am discutat de răspunderea civilă contractuală, astăzi vom discuta despre răspunderea civilă delictuală. Pentru această temă l-am invitat și îi mulțumesc pentru prezență distinsului coleg, domnului Florin Mangu. Bună seara, domnul Mangu. Bună seara și bine v-am găsit, dumneavoastră și telespectatorilor noștri. Vă mulțumesc pentru invitație și pentru ocazia pe care mi-ați acordat-o. Foarte greu am reușit să-l conving pe domnul Mangu să vină alături de noi. Domnul Mangu este cadru universitar, este conferențiar universitar doctor, este avocat în Baroul Timiș de mulți ani, din 2002, și sigur este și titularul cursului de drept civil obligații, de drept obligații, da, printre care discutăm și de răspundere delictuală. Printre altele, da. Sigur. Încercăm să ne ținem de promisiunile pe care le facem și să abordăm și alte teme în funcție de dorințele dumneavoastră, funcție de solicitările pe care dumneavoastră ni le faceți pe pagina de Facebook, și încercăm alături de invitați să dezbatem teme actuale. Nu întâmplător am ales să discutăm și de răspunderea civilă delictuală, cu atât mai mult cu cât ne găsim în vremurile în care toată lumea fuge de răspundere. Domnul profesor, e adevărat? Este un sport aproape național, cred că, în sensul că nu-l practică numai cei mici care nu știu ce înseamnă răspundere, responsabilitate și fuga de o asemenea povară, ca să spunem așa, dar în rest aveți mare dreptate. Toată lumea fuge de răspundere civilă, penală, politică, sub orice. Deci să nu aibă formă. Răspundere. Numai să nu răspundem. Da. Dar și răspunderea fuge după ei. Bineînțeles, nimeni nu scapă până la urmă de răspundere. Ori aici, ori în viața de dincolo. Depinde când acum ne prinde cineva. Acum, da. Haideți să vedem ce facem pe bucățica aceasta. Sigur. În care zicem că în această viață, eu știu mai departe ce o mai fi, o vedea, sigur, fiecare probabil că va răspunde pentru faptele proprii. Vreau să vă spun că am discutat cu distinsul invitat și această răspundere civilă delictuală este foarte stufoasă, are foarte multe, să zic așa, părți pe care va trebui să le discutăm. Și am convenit cu domnul coleg și stimatul invitat să facem două emisiuni, să facem un fel de curs, domnul profesor. E adevărat? Încercăm? Sper să nu se transforme intervenția noastră într-un curs pentru a nu deveni plictisitor pentru audiență. Nici vorba. Oricum, cred că îi plictisesc destul pe studenți, așa încât nu vreau să lărgesc sfera de acțiune a... Nu îi plictisiți pe studenți. A plictisului. Nu îi plictisiți pe studenți, mai ales... Chiar vreau să vă întreb, de unde... Cum de... ați ales, totuși, să vă opriți la... acest curs. Ca să fim... Până la urmă, predați de mult timp acest lucru și chiar trebuie să vă spun, domnul Mangu a scris și două cărți legate, deocamdată, legate de răspunderea civilă delictuală. Da, pentru a fi în concordanță cu adevărul, în deplină concordanță cu adevărul, trebuie să recunosc că ușa facultății de drept mi-a fost deschisă de domnul decan Radu Motica, pe atunci decan, domnul profesor Radu Motica, care și-a selectat în primii ani de după înființarea facultății un corp de colegi de-ai mei, acum pot să le spun așa, atunci îmi erau foarte mulți dintre ei profesori, dintre șefii de promoție din fiecare an, pentru a pune bazele unui colectiv de cadre didactice la această facultate proaspăt înființată din 1992. Mi-am început activitatea ca și cadru didactic, ca asistent al domnului profesor Radu Motica.
al cărui curs de bază era cursul de teoria generală a obligațiilor. Domnia sa, pensionându-se, mi-a rămas, ca să spun așa, într-un fel moștenire, acest curs, pe care am reușit cu concursul actualului domn decan, profesorului Lucian Bercea, să-l divizăm în două mari părți, obligații 1 și obligații 2, pentru că odată cu intrarea în vigoare a noului cod civil, de la cele 5 articole care reglementau această instituție juridică, 998 până la 1003, în fostul cod civil de 1864, acum au devenit 95 de articole. Și deci disciplina nu mai poate fi discutată într-un singur semestru cu studenții, decât cu riscul ca aceștia să nu priceapă mare lucru și să... Deci cam asta este cu privire la alegerea pe care am făcut-o. Într-o oarecare măsură nu a fost alegerea mea, dar mă bucur că... În sfârșit o moștenire bună, că toată lumea când discută de moșteniri, ele nu sunt nu se prea laudă cu moștenirile. Aici să zicem că este excepția unei moșteniri, să zicem așa, frumoase până la urmă, și pot să vă spun că vă bucurați de aprecierea studenților. Vă mulțumesc. Și a colegilor care între timp au devenit colegi cu noi avocați sau magistrați, ceea ce este un lucru foarte bun. Spuneți-mi că, sigur, trebuie să discutăm. Discutam și am ales această temă de răspundere civilă delictuală. Este doar răspundere civilă delictuală? Se leagă ea un pic cu răspunderea penală? Răspunderea civilă delictuală, vreau să vă spun că poate după contract are cea mai ridicată ocurență în viața cotidiană ca raport juridic. Deci aproape la tot pasul de dimineață, de când ieșim pe ușă și până seara când ne întoarcem acasă, întâlnim sau suntem subiecți, fără să știm poate că, ai un raport juridic de răspundere civilă delictuală. Sigur că în cea mai mare măsură, tocmai de aia și vorbim de drept civil pe de-o parte și drept penal pe de-altă parte, răspunderea civilă delictuală își păstrează independența și cursul său. Însă există situații, și nu puține la număr, mai ales în societatea în care trăim astăzi, în care ea ajunge să se îngemâneze, să spunem așa, cu răspunderea penală, pentru că sunt două instituții juridice care au scopul complet diferite. Răspunderea civilă delictuală urmărește să repare prejudiciul cauzat victimei, atingând în acest fel, prin angajarea sa, patrimoniul făptuitorului, iar răspunderea penală urmărește tragerea răspundere personală a făptuitorului. Din această cauză, ori de câte ori vorbim despre o situație în care o faptă ilicită este în același timp și infracțiune și delict civil, putem vorbi și de răspundere civilă delictuală și de răspundere penală. Ce înseamnă răspundere civilă delictuală? Așa, ca noțiune. Cum a înțeles-o legiuitorul până la urmă? Această sintagmă capătă două accepțiuni. Una dintre ele este aceea de instituție juridică și care nu este la îndemâna oricui, accepțiune cu care lucrăm noi, profesioniștii. Înțelegem prin aceasta ansamblu tuturor reglementărilor care se referă la instituția, la răspunderea civilă delictuală, ansamblu tuturor normelor juridice. În speță articolele 1349-1395 din actualul cod civil, dar nu ne putem mărgini la acestea, ci trebuie să mai facem trimiteri și pe parcursul. De exemplu, avem abuzul de drept reglementat la articolul 15, vinovăția la articolul 16, plus legile speciale în care se reglementează cadrul speciale de răspundere civilă delictuală a medicilor, a funcționarilor publici sau răspunderea pentru... accidente nucleare, pentru daune aduse mediului și așa mai departe. La care sunt reglementate de alte legi până sigur la urmă, că, da. Dar ele în mod evident... Ele au ca drept comun răspunderea civilă delictuală. Ea constituie trunchiul comun din care își trag seva toate celelalte ramuri speciale de răspundere. În domeniul dreptului privat vorbim. O a doua accepțiune și care... despre care am făcut deja vorbire, este aceea de raport juridic, practic în care făptuitorul are calitatea de debitor, da? Al unei obligații de despăgubire, de reparare a pagubei create, a prejudiciului creat victimei prin fapta sa
ilicită? Domeniile de aplicare, în mod evident, sunt, exact cum spuneați. Domeniul de aplicare... De dimineața și până seara și, dacă nu dormim, și de seara până dimineața. Exact. Da, exact. Și este o fugă continuă de răspundere. De răspundere. Spuneți-mi, trebuie să existe anumite condiții, legiuitorul a înțeles că trebuie să existe anumite condiții pentru a ne găsi în fața unei răspunderi civile delictuale? Sigur că da. Dreptul este, deși o știință umanistă, se aseamănă foarte mult cu matematica din punctul acesta de vedere, și peste tot întâlnim necesitatea unor condiții, pentru că drepturile și libertățile fundamentale ale omului, dar nu numai, ci și cele legate de averea sa, în general, da, trebuie foarte, foarte bine reglementate și trebuie foarte bine apărate. Așa încât nu poate fi tras la răspundere delictual cineva prin angajarea patrimoniului său, decât dacă sunt îndeplinite cumulativ niște condiții foarte bine stabilite de lege. Le aflăm din articolul 1349. Dintr-o simplă citire a acestuia ne vom da seama că trebuie să avem o faptă ilicită. Aceasta înseamnă orice conduită a cuiva care este contrară legii sau obiceiului locului. Acest obicei al locului este de fapt vechea cutumă la care se referea toată literatura juridică și practica judiciară înainte de intrarea în vigoare a actualului cod civil, dar întâlneam și sintagma obiceiul locului și în vechiul cod civil. Da? Deci orice conduită contrară legii sau obiceiului locului și care cauzează altuia un prejudiciu. Vă să zic că avem fapta ilicită, avem neapărat un prejudiciu, avem un raport de cauzalitate între cele două, similar celui de la cauză la efect, dar nu chiar calchiat pe acesta, și bineînțeles vinovăția. Ca o... Ele, aceste condiții trebuie să fie îndeplinite cumulativ? Aceste condiții trebuie să fie prezente toate concomitente, deci trebuie să fie îndeplinite cumulativ, da. Există voci în literatura de specialitate care acestor patru condiții îi adaugă și capacitatea delictuală, care însă nu este altceva decât reprezentarea discernământului făptuitorului, discernământ care stă la baza stabilirii vinovăției sale. Deci, până la urmă, dacă verificăm toate cele patru condiții, faptă ilicită, prejudiciu, raport de cauzalitate și vinovăție, putem să vorbim despre răspundere civilă delictuală. Păi atunci să le luăm pe rând, că până la urmă discutăm și, sigur, ne lovim în fiecare zi, exact cum spuneam, sau suntem pasibili de o răspundere civilă delictuală în orice moment. Da. Și atunci, dacă tot discutăm de condiții, încercăm să nu facem, cum spuneați, un curs, dar totuși trebuie să explicăm telespectatorilor noștri legat câte puțin din fiecare, tocmai pentru a înțelege în ce constă această răspundere sau cum ne putem feri de ea. Acum, sigur, legiuitorul a zis, da, totalitatea faptelor. Dar, sigur, acum, și dacă respirăm, putem să zicem, domne, când expirăm, atunci putem crea un prejudiciu că ne miroase, eu știu, am mâncat ceapă și nu-i bine. Deci putem crea un prejudiciu exact. De olfactiv. Bun. Ce presupune, ce înțelege legiuitorul când se referă la o faptă ilicită sau există și cauze care înlătură? Sigur că da. Dacă vorbim despre prima condiție... Că totdeauna avem condiții, totdeauna avem și excepții. Că... Orice principiu care se respectă trebuie să aibă una sau mai multe excepții. Dacă nu este un principiu respectat și respectabil. Da. Da. Deci fapta ilicită este orice acțiune sau inacțiune care încalcă legea sau obiceiul locului. Este foarte simplu. Moravurile. 1349. Ne putem raporta și la bunele moravuri, desigur, și la ordinea publică, dar pe care o putem vedea tot ca pe tot sub forma unor reglementări legale. Da. Trebuie să distingem foarte bine între fapta ilicită delictuală și fapta ilicită contractuală. Știu că prietena și colega mea, doamna dr. Florina Popa, a vorbit despre răspunderea contractuală și a spus că ori de câte ori există o neexecutare a contractului, a unei obligații care își are izvorul în contract, vorbim de o răspundere civilă contractuală,
Eu vin și vă spun că ori de câte ori avem o încălcare a legii sau obiceiului locului care nu are nimic de a face cu contractul, vorbim despre răspunderea civilă delictuală. Deci sfera, domeniul ei de aplicare este mult mai extins decât acela al răspunderii civile contractuale. Cam asta ar fi fapta ilicită. Spuneam că ea poate fi săvârșită și printr-o acțiune. De pildă, i-am stricat bicicleta vecinului pentru că mă enerva că se plimba prea des prin fața porții mele și îmi lătra câinele prea nervos, da? Din cauza asta. Sau printr-o inacțiune, când refuz sau stau în expectativă, deși morala sau legea sau obiceiul lucrurilor mi-ar cere să fac ceva ca să preîntâmpin cauzarea unui prejudiciu. Și legat de omisiune, suntem specialiști. Nu trebuie să ne gândim decât la drumuri, gropi, lucrări, exact. Canale, exact. Și tot ce presupune. Aceste omisiuni, de fapt, sunt, cum să le numim? Omisiuni. Omisiuni. Omisiunile, da. Prin această inacțiune, de fapt. Să nu uităm că avem un cadru legal care reglementează chiar această problemă. Șoferul care pățește un necaz, să spunem, între ghilimele, pe șosea din pricina unei gropi, da, se poate adresa instanțe de judecată și să solicite obligarea autorităților publice tocmai pentru omisiunea acestora de a repara carosabilul respectiv, da, la repararea prejudiciului suferit prin darea în gropi. Da, corect. Da. Și foarte, foarte multe exemple le putem da telespectatorilor de fapte prin inacțiune. Sigur, cele prin acțiune, sigur, le cunoaștem. Orice faci, poate să, cineva poate să sufere dacă nu respecti acel, să zic, principiu roman care spunea că orice faptă ți-o faci civilater. Adică să nu deranjezi pe celălalt. Exact. Adică orice faptă ți este permisă, orice lucru poți să-l faci cu condiția să-l faci civilater, adică civilizat, în ideea în care să nu deranjezi prin fapta ta a dreptului de a face orice. Da. Un exemplu de faptă ilicită prin omisiune. Ne putem imagina, spre pildă, situația unui coproprietar care dorește să facă niște cheltuieli pentru păstrarea, pentru conservarea bunului aflat în coproprietate, pentru păstrarea utilității acestuia, iar celălalt coproprietar se opune fără niciun fel de explicație sau fără niciun fel de temei legal. Este un abuz de drept săvârșit din partea acestuia printr-o omisiune, practic o faptă ilicită delictuală, care urmează să fie pedepsită specific de către instanța de judecată. Într-un astfel de caz se va pune problema posibilității coproprietarului, de exemplu, care dorește să facă actele juridice respective, să le facă, urmând să nu se aibă în vedere obiecțiunile pe care le-ar putea ridica celălalt coproprietar care se opune la ele. Bun, mai întâlnim în viața de zi cu zi, acum încet, încet, așa, încet să vă mai atrag așa pe latura penală, este și părăsirea locului accidentului. Sigur că da, sigur că da. Prin faptul, un accident cu victime. Cu victime, nu da. Că ai plecat, ci prin faptul că plecând nu ai acordat și ai pus în pericol poate mai mult decât primele îngrijiri victimei. Sigur. De fapt, până la urmă, de aici pleacă. Sigur, este prevăzut în codul penal, este infracțiune de părăsire, dar pe partea delictuală, în același timp este și o faptă ilicită delictuală. Exact. Delictuală. Exact. Sau, da. Sigur, dacă, de exemplu, nu îi se acordă un prim ajutor, vedem, poți să sun la salvare, vine târziu, putem, se pot, ne putem găsi și într-o asemenea situație. Sigur. Avem, de exemplu, în întreaga economie a reglementării răspunderii civile delictuale, vreo două sau trei texte care fac vorbire nu foarte timid, ci pe direct, da? Despre necesitatea unei atitudini proactive a victimei, să zicem, câteodată, da? De a înlătura sau de a diminua apariția prejudiciului respectiv, punându-i în sarcina făptuitorului cheltuielile pe care victima le-a făcut pentru înlăturarea acestui prejudiciu.
Iată că chiar legiuitorul încearcă să încurajeze o astfel de atitudine și din partea făptuitorului și din partea victimei. Bineînțeles că nu este de dorit să fie săvârșită o faptă ilicită delictuală, dar prin omisiunea de a nu face nimic, de a sta în expectativă în momentul în care vezi că ție ți se întâmplă o faptă ilicită delictuală, cauzatoare de prejudiciu, tu însuți ești pasibil să fii socotit ca făptuitor, da? Și să participi cu așa o zisă culpă comună la cauzarea sau la augmentarea prejudiciului pe care l-ai experimentat. Până acolo poate să meargă ea câtă faptă ilicită săvârșită prin omisiune. Tu, victimă, să devii la rândul tău făptuitor. Care sunt cauzele care înlătură caracterul ilicit? Sunt aceleași cauze care, pe care le găsim și în codul penal, motiv pentru care foarte puțin s-a preocupat legiuitorul de ele în codul civil. Există unele despre care, pe care nici nu le definește, de exemplu legitima apărare, starea de necesitate. Definițiile lor le găsim în articolele 19 sau și 20 din codul penal. Da? Apoi putem discuta despre îndeplinirea unei activități permise de lege sau efectuarea unei activități care, la care ești obligat de lege, ori îndeplinirea ordinului superiorului, care nu este vădit nelegal. Putem discuta despre exercitarea în limitele normale și legale ale unui drept subiectiv și de aici discuția poate merge înspre abuzul de drept. Da? Putem discuta despre până la clauzele de nerăspundere se poate ajunge aici, da? Și despre o noutate, să spunem așa, consacrat de la articolul 1354 din Codul Civil, intitulat cam nefericit alte cauze de exonerare. Da? Deși sunt multe. Sigur că da. În care legiuitorul face vorbire despre această latură civică care trebuie să ne caracterizeze pe toți, în sensul că dacă eu, victima, am beneficiat de ajutorul dezinteresat al făptuitorului sau m-am folosit cu titlu gratuit de un lucru sau de un animal sau de un edificiu din proprietatea sau din paza juridică a acestuia, nu pot să-i cer lui repararea prejudiciului cauzat eventual de respectivul lucru, animal sau de el însuși, decât dacă fac dovada culpei sale grave sau a intenției. Acum, sigur, dacă ar fi să le luăm pe toate pe rând, toate aceste cauze de înlăturare a caracterului ilicit, ar fi destul de mult de vorbit. Cred că cel mai interesant ar fi să ne oprim asupra abuzului de drept, care are o incidență destul de ridicată și care poate e destul de dificil de decelat câteodată. Ce poate să însemne abuz de drept? Cum adică să îți exerciți un drept și prin aceasta să cauzezi altuia un prejudiciu? Căci cunoaștem de mai mult de 2000 de ani că visul iure utitur neminem ledit, adică cine își exercită propriul drept nu lezează pe nimeni. Cu condiția să fie exercitat în limitele sale legale și normale. Și civilizate. Și civilizate, exact. Atunci când discutăm de punere moravului, de ordine publică și așa mai departe. Da. Romanii au găsit un singur cuvânt. Noi am găsit legi întregi. Ei au redus totul la un cuvânt. Aveau această putere a sintezei și se dovedește că, de fapt, sinteza este cea care câștigă de-a lungul veacurilor, pentru că, vedeți, noastră, un cod pe care l-am avut 150 de ani, aproape 160 de ani, nu? Cel de la 1864, își trăgea seva din cel de la 1804 și a fost în vigoare până în 2011 și avea doar 1911 articole, pe când actualul are 2500 și ceva, 2600 aproape și deja a fost amendat de mai multe ori. Și este în creștere. Primii ani de la... Și exact, este în creștere. În creștere. Da. Numai prin legea de punere în aplicare s-au schimbat oare câte dispoziții din cadrul codului civil. Revenind la abuzul de drept, este de reținut așadar că un drept subiectiv este recunoscut de către legiuitor pentru a fi exercitat într-un anumit scop și în anumite limite.
Scopul este cel prevăzut de lege, în sine limitele sunt date de limitele pe care le exhibă dreptul celuilalt de lângă tine. Adică în momentul în care exercizi un drept și atingi deja persoana sau bunurile celuilalt, înseamnă că ai abuzat de dreptul tău. Acest lucru, sau aceasta este o manifestare concretă a faptei ilicite delictuale care urmează să fie sancționată prin antenarea raportului de răspundere civilă delictuală. Putem vorbi și aici de comisiuni, de omisiuni. Și de rea credință. Da? De rea credință, bineînțeles. Chiar așa, cred că legiuitorul articolul 15 îl și reglementează abuzul de drept și spune că este o conduită care constă în intenția de a cauza, de a vătăma pe altul, de a cauza un prejudiciu. Deci când vorbim despre intenție, este clar că vorbim despre rea credință, indiferent în ce formă este intenția, directă sau indirectă, sau într-un comportament excesiv și nerezonabil, contrar bunei credințe. Și aici putem vorbi de o conduită culpabilă. Acum, să le precizăm telespectatorilor că în principal tot ce discutăm în această emisiune discutăm legat de răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie. Exact. În emisiunea următoare vom discuta de celelalte aspecte legate de răspundere pentru fapta altea, pentru animale, pentru lucruri. Sigur că nu aveam cum și nici nu ne doream să facem acest lucru, ne dorim să explicăm foarte, foarte bine aceste lucruri. Mai este, dincolo de abuzul de drept, vedem acum și este și executarea unui ordin al superiorului. Avem aceeași problemă. Domnul i-a dat ordin, a făcut. A zis șeful să facă așa. Nu este chiar așa, pentru că tu ca angajat ai anumită responsabilitate. Dacă vorbim de angajat, de raportul angajat-angajator, sigur. Poate fi extrapolat la orice situație de subordonare, ierarhizare. Dar nu discutăm de armată. Da. Și nu, bineînțeles, da. Da. Tot ce înseamnă armată, că e poliție, da. Că e, deși la poliție lucrurile sunt diferite, dar și în armată. Un ordin, dacă este contrar legii, poți. Poate fi refuzat să fie executat. Sigur, poate fi refuzat. Și chiar în cadrul discuției noastre, legiuitorul se preocupă de acest lucru și nu lasă așa în aer și spune foarte clar că atât timp ești exonerat de răspundere pentru îndeplinirea unui ordin dat de superior, cât timp ție nu ți-a fost clar că acel ordin era ilicit. Deci prin executarea lui încălcai legea. Va să zic că trebuie să fie îndeplinite și aici, tot cumulativ, câteva condiții pentru ca ordinul superiorului să te exonereze de răspundere, și anume acel superior să aibă o legitimitate și din această poziție legitimă să îți dea ordinul respectiv, și ordinul respectiv să nu fie vădit ilegal, tu să nu, să nu fi putut, raportat la pregătirea ta profesională, da? Să-ți dai seama că ordinul respectiv încalcă legea. De pildă, dacă, de exemplu, îi se dă într-un raport juridic din ăsta banal, da? În cadrul unei societăți comerciale, unei societăți, pardon, de profesioniști, da? De către administrator, unui contabil, un ordin să registreze în contabilitate niște facturi care, de fapt, nu reflectă realitatea. Niște facturi false. Fictive. Fictive, exact. Acesta este un ordin care pentru un contabil trebuie să apară de la prima vedere ca fiind un ordin vădit nelegal. Înregistrarea în contabilitate acelor facturi nu va putea exonera pe contabil de răspundere când acesta va invoca faptul că administratorul societății mi-a spus să fac acest lucru, iar eu sunt subordonatul lui. Este unul dintre multiplele exemple la care ne putem gândi în acest sens. Deci nu putem spune că întotdeauna ne apără de răspundere orice cauză care înlătură caracterul ilicit al faptei, cum de exemplu nici legitima apărare. Da? Răspunzi atacului, dar trebuie să răspunzi în anumite limite. În momentul în care ai depășit limitele respective, ai ieșit din sfera legitimei apărări. Sau trebuie să răspunzi într-un anumit timp, să ai un anumit timp de reacție aproape concomitent cu cel care te atacă. Pentru că dacă reacționezi după ce atacul a încetat, nu mai putem vorbi de legitimă apărare și sigur că ești pasibil de răspundere.
La fel, starea de necesitate. Una dintre condițiile cele mai importante este ca prejudiciul creat prin acțiunea ta să nu depășească prejudiciul care ar fi putut fi creat dacă tu nu făceai nimic. Nici n-are rost să discutăm de intervenția pompierilor atunci. Da, cred că pompierii, datorită profesiei lor, cred că sunt exonerați de o astfel de... Pentru că vedem aceste lucruri, sigur, le putem spune de la televizor, în care de multe ori, în momentul în care vin să stingă focul, poate să distrugă mai mult decât ar fi distrus doar focul sau dacă ar fi reușit nu neapărat să încerce să-l stingă, ci să-l limiteze. Și atunci aici este discuția legată dacă limitarea lui nu ar fi fost, să zic așa, ar fi creat un prejudiciu mai mic decât încercând să-l stingi și distrugând tot în jur. Pentru că în momentul în care, de exemplu, vrei să stingi cu apă și poate s-ar fi impus să stingi cu spumă, lucrurile poate să fie diferite. Cred că aici deja putem discuta despre o culpă a profesionistului pompier dacă folosește materiale adecvate, să spunem așa, pentru incendiul respectiv, dar pe de altă parte, mă rog, ei trebuie să se asigure că incendiul nu se va propaga și la alte case sau la alte imobile din prejur, că nu va lua o amploare mai mare și atunci din zel, să nu spunem dintr-un exces de zel, din zel profesional, da, utilizează astfel de mijloace ca să limiteze și să... Bun, pentru că și acolo este o stare de necesitate până la urmă. Intervenția lor este datorată unei stări de necesitate. Tocmai de aceea nu le poți imputa pompierilor că ți-au distrus televizorul inundându-l din moment ce ei încercau să stingă focul care ți-ar fi putut arde întreg apartamentul. Da, așa este. Da. Dar ce facem dacă ei, în momentul în care trebuie să te scoată din mașină, în loc să-ți spargă geamul, de exemplu, îți taie capota, o taie cu flexul de jur împrejur. Momentul ăla, despre ce discutăm? Pentru că e mai ușor să tai capota, ei zic așa, e mai ușor să te scoatem pe sus decât să ne chinuim să deschidem ușa. Da. Sigur, cred acolo că putem discuta și alte puncte de vedere. Și circunstanțe, că... depinde de starea victimei din interior, de ce informații au cu privire la accident, la dinamica acestuia, la ce efecte ar fi putut să aibă asupra victimei. Modul de încarcerare, da, în urma accidentului. Și în orice caz e foarte greu să atragi răspunderea unui profesionist în care e mandatat să acționeze în astfel de condiții de urgență. Urgența caracterizează până la urmă starea de necesitate în aceste cazuri, ca și în cazul medicului, care aflându-te pe masa de operație și dându-ți consimțământul pentru o anumită intervenție chirurgicală, în momentul în care te-a deschis, a văzut că ai și o altă problemă și care ți-ar putea pune viața în pericol. Nu te mai trezește, nu te mai întreabă, da? Și în stare de urgență acționează. Dar de obicei aceste lucruri, dacă tot discutăm de intervenții chirurgicale, sunt foarte multe intervenții, de exemplu, atunci când te duci într-o stare de, mă rog, să zicem, în cazul unui accident și ai, să zicem, piciorul zdrobit sau mâna și atunci te trezești că, adică când te trezești, vezi că, de fapt, ți este amputat și atunci, sigur, există această discuție de ce a amputat când puteai să găsești o altă variantă. Dar asta, cum spuneați, până la urmă discutăm de stare de necesitate. Exact. Cine trebuie să demonstreze până la urmă, să dovedească delictul? Bineînțeles că delictul trebuie să-l dovedească, desigur, victima, care solicită despăgubiri, pentru că asta este una dintre funcțiile cele mai importante ale răspunderii civile. Deci, funcția reparatorie. Deci adică obligația îi incumbă celui care cere, bineînțeles. Da. Asta este regula de bază în materia probațiunii în tot procesul civil și nu face rabat nici aici. Cu câteva precizări, există în această materie și inclusiv în cea a răspunderii civile directoare pentru fapta proprie, niște prezumții legale, relative, care joacă în favoarea făptuitorului câteodată, de pildă dacă acesta este minor sau dacă acesta este pus sub interdicție judecătorească, putem vorbi despre prezumția lipsei sale de discernământ dacă are sub 14 ani. Da? O prezumție relativă și care îl cheamă sau o cheamă pe victimă să facă dovada faptului că
făptuitorul a avut discernământ totuși la momentul săvârșirii fapte pentru a-i atrage răspunderea. Pentru că neavând discernământ nu-i poate reține vinovăția și nu-i poate angaja răspunderea cele delictuală. Dar de cele mai multe, adică din majoritatea cazurilor, sigur, victima este cea chemată să facă dovada tuturor celor patru condiții despre care am vorbit mai devreme. Sigur, este destul de facil să faci dovada unor condiții pe care le poți constata materialmente, vorbind de fapta ilicită și de prejudiciu, care sunt vizibile, sau chiar de fapta ilicită comisă prin omisiune, dar care totuși reverberează într-un prejudiciu. E mai dificil să faci dovada raportului de cauzalitate, care e o chestiune abstractă, deși un element obiectiv, o condiție obiectivă dintre cele patru, și mai dificil să faci dovada vinovăției, care până la urmă este o atitudine pe care o are făptuitorul în legătură cu fapta și cu urmările acesteia. Nu poți să știi niciodată ce a fost în mintea făptuitorului în momentul în care a săvârșit fapta. Și aici, de cele mai multe ori, sunt de folos prezumțiile cu care, poate și prezumțiile simple cu care judecătorul are libertatea să lucreze și care o pot ajuta pe victimă în dovedirea îndeplinirii tuturor celor patru condiții. Dar dacă victima își dă consimțământul? Consimțământul victimei poate reprezenta una dintre cauzele care înlătură caracterul ilicit al faptei. Da, deci nu își dă consimțământul să fie agresat. Exact cum discutam, sigur că nu. Își dă consimțământul să îi se facă o intervenție. Da. E regulă. Sigur, exact cum spuneați, nu te poate trezi, hai, te întreb, măi, vrei un centimetru în plus, în minus, mai scoatem și aia, mai reparăm și aia. Deci, de foarte multe ori, deci, este o clauză. Sigur că da. Consimțământul victimei este o cauză de nerăspundere pentru faptul că înrătulă caracterul ilicit al faptei. Fapta există, numai că ea nu încalcă legea și nici bunele moraguri și nici obiceiul locului, da? Pentru că a fost săvârșită cu consimțământul victimei. Acum, nici acest consimțământ nu poate fi unul de genul îmi dau consimțământul la săvârșirea oricărei fapte ilicite din partea ta, pentru că acest lucru nu este posibil. Asta ar însemna să îi dai celuilalt un mandat în alb. Nu un mandat, nu e bine spus un mandat, un bilet în alb, se spune, un bilet de voie în alb, să extrapolăm puțin, da? Ca să săvârșească orice faptă ilicită împotriva ta și totuși să nu răspunde ceea ce legiuitorul nu permite, da? Și trasează niște limite. De pildă, nu putem să ne dăm consimțământul în mod valabil, deci orice clauză de nerăspundere în sensul ăsta ar fi lovită de nulitate absolută, cu privire la afectarea integrității noastre fizice sau psihice sau a sănătății sau a vieții noastre. Deci orice acțiune sau inacțiune care ar tinde spre așa ceva nu se poate ascunde după aceea în spatele unui consimțământ prealabil al victimei pentru ca făptuitorul să se exonereze de răspundere în acest sens. Pe de altă parte, poate victima să-și dea consimțământul prealabil pentru orice acțiune sau inacțiune săvârșită cu din culpă, orice fel de culpă, mai puțin culpă gravă și intenție și care ar avea ca urmare afectarea patrimoniului victimei. Deci pentru prejudicii aduse bunurilor acesteia, da? Există posibilitatea acestor clauze de nerăspundere și care sunt cât se poate de valabile. De exemplu, putem discuta de a sparge ușa și a intra în casă pentru a să presupune că, de exemplu, avem o persoană care a suferit un atac cerebral sau și atunci, în mod evident, trebuie să spargi o ușă. Sigur, deci o distrugi până la urmă. Exact. Dar ești exonerat având în vedere... Aici ne putem găsi în două situații. Ori suntem singuri și avem cunoștință despre această situație și spargem ușa și intrăm și putem invoca cu succes starea de necesitate, ori avem lângă noi pe unul dintre coproprietarii apartamentului respectiv sau al casei respective și ne spune sparge ușa pentru a ajunge la tatăl, la mama, la soțul, la soția mea și așa mai departe. Și atunci avem consimțământul victimei în acest sens. Dar se poate pune problema consimțământului victimei cu privire la anumite riscuri. Victima poate să-și asume riscul producerii unui prejudiciu, iar nu săvârșirea în concret a unei fapte ilicite, cum e în cazul nostru cu un exemplu nostru cu ușa.
În domeniul medical, în cel sportiv, da, această problemă are o incidență foarte ridicată. Orice sportiv își asumă anumite riscuri în momentul în care începe să se antreneze, în momentul în care intră pe teren, în momentul competiției, în care se angajează în competiție. Însă, din nou, această asumare a riscurilor nu poate fi văzută în blank, adică nu poate fi văzută în alb. Orice risc mi-asum orice risc și te exonerez pe tine cu care intru în competiție sau pe tine care răspunzi de mine, club sau organizator de spectacole sau de competiție sportivă. Cine răspunde? Față de orice. Pentru un jucător profesionist care are în mod evident un contract, lucrurile, să zicem că ar putea fi mai clare, da? Dar ce facem cu, sau ne găsim într-o situație în care sunt copiii care joacă, indiferent de sport, practică un sport, da? Da. Fie că este individual, fie că este de echipă. Bun, accidentările de obicei sunt mai frecvente la sporturile de echipă. Se accidentează pe teren, are 10 ani, 12 ani, 15 ani, este minor. Cine răspunde? El și-a asumat un risc. Situațiile pot fi destul de complexe aici. Adică el poate să-și asume un risc, dar ce facem dacă are 13 ani? Vorbim, de exemplu, de asumarea unui risc de către sportiv când avem în vedere riscuri previzibile și normale pentru sportul respectiv. Adică unul este riscul în fotbal, altul în box, altul în tenis de masă, altul în șah. Da? Orice risc imprevizibil nu intră în discuție ca putând fi în prealabil asumat, pentru că dacă nu putea fi prevăzut, nu putea fi nici asumat. Orice risc anormal, din nou, nu poate intra în discuție, pentru că depășește sfera normală de activitate a sportului respectiv. Și atunci situația, am spus că este complexă din punct de vedere al persoanelor care pot fi chemate să răspundă. Aici putem vorbi de diferite cauze pentru care se accidentează sau din care cauză se accidentează respectivul sportiv. Poate fi, de exemplu, neconcordanța terenului cu adică specificațiile pe care trebuia să le aibă pentru ca sportul respectiv să se desfășoare în condiții optime. Și atunci ar trebui să răspundă organizatorul de spectacole sau de competiție sportivă. Da? Poate fi nedotarea cu echipament adecvat de protecție a sportivului și atunci putem atrage răspunderea clubului, să spunem. Poate fi un accident suferit în timpul competiției cauzat de către un competitor din echipa adversă și atunci putem vorbi de răspunderea clubului celuilalt competitor. Împreună, da? În solidar cu al competitorului. Dacă acesta din urmă este minor, nu putem vorbi de o răspundere civilă din partea lui. Cel puțin dacă are sub 14 ani, este exclusă. Dar putem vorbi de o asemenea răspundere a clubului la care el se legitimează. Până la urmă, orice sportiv este ori amator, ori... Da, oricum se legitimează. Se legitimează la un club. Chiar dacă este amator. Sigur, și această legitimare atrage după ea un contract. Sunt discuții, sigur, în dreptul sport și în lumea sportivă în general, ce natură juridică are contractul respectiv. Nu-i cazul să intrăm acum, cred că, în astfel de discuții, dar este un contract. Unii îl asimilează contractul de muncă, alții îi dau o denumire specifică, contract de activități sportive, etc. El este un contract. Da, ei denumesc contract tipic, de fapt, până la urmă. Exact. Și atunci, cam sigur că răspunderea va fi contractuală între jucătorul care este legitimat la club și clubul lui. Și delictuală față de jucătorul echipei adverse cu care celălalt s-a confruntat și căruia i-a cauzat un accident. Mai vreau să vă mai întreb ceva. Sigur că lumea merge pe munte, la mare, la pescuit, la not. Vedem acele anunțuri pe care le vedem sunt o clauză de nerăspundere. Da, mă distrează și pe mine de fiecare dată când trec prin perimetrul clădirilor istorice din Timișoara și văd pe pereți un afiș pe un A4. Atenție, cade-te în cuiala sau cade-te în cuiel sau cad țigle sau da. Eu mai știu ce altceva. Da? Și mă gândesc chiar la textul din Codul Civil care vorbește despre anunțurile în materie de răspundere civilă
delictuală, că despre asta discutăm noi. Bineînțeles. Nu, aceste anunțuri nu au nicio valoare în privința exonerării de răspundere a celui care ar fi chemat să răspundă. Și dacă ar fi 10 anunțuri puse acolo. Doar că spune legiuitorul totuși, ca să îi dea un beneficiu celui care a avut diligența aceasta de a posta un afiș acolo, că putem discuta aici despre o culpă comună. Face o trimitere la articolul 1371, unde se vorbește despre vinovăția comună a făptuitorului, aici vorbim despre proprietarul de imobil în cazul nostru, exemplu luat, și a victimei, care dintr-o neglijență a pătruns în acel perimetru, da? Deși i s-a semnalat înainte că este posibil să fie accidentată. Și atunci putem vorbi de o limitare a răspunderii, într-o anumită măsură. Nu cred că se pune problema de o măsură destul de semnificativă, dar nici într-un caz de exonerare de răspundere. Deci faptul că tu spui, vezi că pică țiglă și de adevăr pică o țiglă, aia nu înseamnă că ești, te-ai exonerat absolut de răspundere deloc. Și că n-ai nicio problemă. Ești pasibil de răspundere și vorbim despre o răspundere agravată în acest caz. De ce vorbesc agravată? Este vorba de o răspundere obiectivă care nu are drept condiție sine qua non vinovăția făptuitorului, ci este atrasă în alte condiții despre care vom discuta în emisiunea viitoare. Este o răspundere pentru ruina edificiului, în exemplu dat. Este îndeajuns ca victima să probeze ruina edificiului și faptul că aceasta a fost cauzată de lipsa de întreținere și nu de un alt caz de forță majoră, ca tu, proprietar al edificiului respectiv, să răspunzi, fără să fie necesar să-ți dovedească neglijența, imprudența, cu atât mai mult intenția nu se pune problema. Și mai vedem în toate supermarketurile și în toate magazinele, atenție, podea umedă. Este exact același lucru. Exact același lucru. Avem, da? Cazul, avem cazul și legat de acel copil și cred că la nivel național sunt foarte multe cazuri similare, în care s-a tăiat până la urmă, s-a accidentat foarte grav la un bazin de not, în care nu era nici măcar această avertizare. Nu neapărat de faptul că podeau, agresia este udă, ci datorită, mă rog, să zic, unui mobilier, până la urmă, pus lângă bazin. Da. Aici situația este destul de complexă, din nou, pentru că depinde de speța concretă. Nu cunosc foarte bine speța decât din ceea ce s-a povestit în media. În media, da. Însă putem vorbi și de o neglijență sau de o imprudență, să spunem, a administratorului bazinului de not, a celui care avea paza juridică a bazinului de not. Putem vorbi despre o răspundere pentru lucruri și atunci excludem vinovăția și mergem pe răspunderea obiectivă. În orice caz, el avea datoria să se preocupe de faptul că nimic din ceea ce este pus la dispoziția consumatorului, să spunem așa, lato sensu, pentru că este un sportiv amator care zice să înoate acolo în timpul liber, da, pentru binele propriului corp, nu? Așa, nimic din ceea ce este pus la dispoziția lui nu este vătămător acestuia. Poate exista în cazul nostru... Putem vorbi, iertați-mă, și despre răspundere, poate, pentru produse defectuoase. Poate, nu acum știu. Acum vreau să mă întreb. Da. Putem discuta și de o culpă a producătorului, a celui care a produs acel mobilier. Tot ce care, este posibil. În trebuie, mod evident, da, trebuie să se asigure. Nu știu dacă... Sigur. Administratorul, acum nu că luăm apărarea, ci doar discutăm în contradictoriu pentru ca telespectatorii să înțeleagă, nu... Adică, până la urmă, lucrul ăsta trebuie să le și dovedească. Nu avea de unde să cunoască administratorul că un anumit mobilier folosit într-un anume mod produce vătămare. Acum, acest lucru ar fi trebuit să fie prevăzut de către producătorul acelui. Bun, și putem discuta, dacă discutăm de acel mobilier, putem discuta de mobilierul de la locurile de joacă ale copiilor, care la un moment dat au fost schimbate, tocmai noi le știm, le-am prins pe cele din fier, sudate, rupte și așa mai departe. Acum nu mai discutăm de aceste tipuri de mobilier, toate sunt rotunjite, toate sunt din materiale, să zic așa, mai moi,
da? Discutăm de un lemn, discutăm de un plastic care cedează mult mai ușor față de un fier. Și atunci de-aia ridicam această problemă legată și de o răspundere a producătorului. Acum le-am dat o idee celor care sunt în situație și poate au speța, tocmai o discutăm și o decedăm pe toate. Răspunderea pentru produse defectuoase este din nou una obiectivă, agravată, nu se pune problema culpei producătorului. Acesta va trebui să răspundă ori de câte ori se dovedește faptul că prin produsul pus pe piață, da, s-a cauzat un prejudiciu utilizatorului sau bunurilor acestuia. Acum, sigur, și când am spus administratorul bazinului, am vorbit la tot sensul, pentru că răspunderea se pune problema pe răspundere, societatea care administrează bazinul, la asta mă refer. Exact. E foarte bine venit această idee a schimbării acelui mobilier, să zic așa, și e și foarte bine venită ideea a sezonării mobilierului, că tot vorbeam de anunțuri, de acele panouri, dacă le-ați văzut, cu instrucțiuni, până în vreo 40-50 de instrucțiuni de folosire. Sigur că un copil de 5 ani, 4 ani nu stă să citească instrucțiunile respective, dar ele sunt afișate acolo pentru părinți, pentru însoțitorii copiilor și care pot să preîntâmpine în acest fel anumite și evenimente nedorite. Și preiau acel risc până la urmă, pe care copilul nu și-l poate asuma în datorită vârstei. Sigur că da, în parte. Dar el având acele instrucțiuni de folosire. Un defect totuși al mobilierului respectiv, iertați-mă, nu ar ajunge să fie absorbit de asumarea riscului de către, ci ar atrage totuși răspunderea celui care l-a pus în piață și l-a pus poate că în operă în parcul respectiv. Da. Spuneți-mi, spuneați că există și este prevăzut așa la tot sensul alte cauze de exonerare respectiv de la 1354. În 1354, legiuitorul român ne-a oferit o surpriză față de... Plăcută, față de ceea ce știam noi până acum. Plăcută în sensul că încurajează relațiile sociale, da? La un nivel civic foarte ridicat, la un nivel civic bazat pe echitate, pe solidaritate mai ales, da? În sensul că dacă vine vecinul la tine și te roagă să-i faci un bine, hai, du-mă, te rog, cu mașina până la medic să-mi prescrie rețeta și în drum spre medic se întâmplă un accident de mașină, n-o să poată după aceea vecinul să se îndrepte împotriva ta cu o cerere în despăgubiri, pentru că tu o să-i opui acest articol 1354, în care spune că dacă i-a acordat ajutor în mod dezinteresat sau s-a folosit cu titlul gratuit, de pildă dacă i-ai împrumutat mașina ta, da? Nu l-ai dus tu, ci l-ai împrumutat, i-ai împrumutat mașina și a cauzat un prejudiciu, a suferit un prejudiciu în acest fel, nu o să se poată îndrepta împotriva ta pentru repararea acestui prejudiciu. Decât dacă îți dovedește neglijența sau, culpa gravă sau intenția ta. Deci până la urmă trebuie să-ți atragă o răspundere subiectivă pentru propria-ți faptă. Aici. Este un text de lege, repet, care creează o surpriză plăcută în actuala societate, în care parcă solidaritatea dintre membrii societății este din ce în ce mai disipată. Și ne lovim de aceste lucruri fiecare zi. Exact, da. De această neimplicare. Deci ajungem ca acest raport să se egalizeze între cel care comite o faptă și cel care o comite prin omisiune. Nu mă bag, nu știu, n-am văzut, nu cunosc. Ca pondere, diceam noastră. Așa este. Sigur, lumea percepe doar pe cel care face. A făcut, a muncit, a greșit să plătească. Exact. Ca să nu plătesc, nu muncesc, nu mă implic, nu fac. Nu fac, da. Dar nu înseamnă că dacă nu faci, ai scăpat. Da. Ei, tocmai un text de lege de genul acesta, care îți oferă o oarecare umbrelă de nerăspundere, da? Îți dă posibilitatea ție vecin sau ție prieten sau ție cunoscut doar să-ți ajut semenul în momentul în care te roagă să-i faci un serviciu personal sau te roagă să-i împrumuți un bun, un animal al tău sau o locuință în care să stea.
și suferă un prejudiciu din cauza aceasta, tu știind că nu te poate urmări pentru despăgubiri în acest sens. Spuneam că cel care trebuie să dovedească este până la urmă victima, este cel care a suferit. Trebuie să demonstreze existența acelui prejudiciu. Sigur că da. Există condiții, există poate putem spune și de o clasificare a lor, dar nu neapărat în această formă a clasificării, sunt de nu știu câte feluri. Da. Foarte liminar, atingând problema, putem spune că prejudiciul se poate concretiza așa cum 1349 spune și dezvoltă după aceea în următoarele texte legale, ori în atingerea adusă unui drept subiectiv, ceea ce presupune că tu, victimă, să faci dovada că ești titularul dreptului respectiv, subiectiv, și că acesta a fost atins și în ce fel, și să arăți în ce constă practic prejudiciul și care este cuantumul lui, da? Ori în atingerea adusă unui interes legitim. Aceasta este din nou o noutate în legislația noastră, întrucât până la Codul Civil din 2011 discutam despre un prejudiciu care constă în atingerea unui interes legitim, dar doar la nivel teoretic. Adică, la ce mă refer? Doar în cărți și în jurisprudență, în hotărârile instanțelor judecătorești. Nu era consacrat legislativ un astfel de prejudiciu. Bun, acum ele, da? E clar. Ele sunt patrimoniale sau, mă rog, așa ele zisele daune, daune morale, da, până la urmă. Da, da. Și vedem aceste lucruri, că de foarte multe ori, adică de cele mai multe ori, există atât o obligație patrimonială care poate să fie împreună cu una nepatrimonială. Și vă dau un exemplu legat de postările de pe Facebook atunci când te condamnă pentru un anume, pentru o anumită faptă, da? Ai postat și, dincolo de acest lucru te obligă și la o despăgubire de daune morale plus obligativitatea de a șterge sau de a nu mai face. Exact. Aici ar trebui să ne gândim, pe lângă textele de la răspundere civilă delictuală, avem în cod la articolele 252-256 o secțiune care se intitulează apărarea drepturilor nepatrimoniale. Aceste drepturi despre care vorbim, printre care aici ar fi incident dreptul la imagine, dreptul la viață privată, probabil, da? Sigur. Așa. Și care, ele fiind atinse... Da. Sigur că fac atingere acestor lucruri în mod evident, pentru că altfel care nu sunt, am putea discuta. Sunt apărate de legiuitor atât prin mijloace nepatrimoniale cât și prin mijloace patrimoniale. Mijloacele nepatrimoniale sunt cele pe care le-a spus dumneavoastră deja, încetarea oricărei activități, acțiuni de genul acesta, ștergerea postărilor, mă rog, publicarea de scuze, etc. Poți să mergi până la, nu cum rămâne cu onoarea mea nereperată, las că ți-o reperează domnitică, publicarea unei hotărâri judecătorești în care ai obținut un leu de spăgubiri, de exemplu, și mijloace patrimoniale când discutăm de efectiv, când discutăm de angajarea patrimoniului făptuitorului pentru repararea despăgubirilor, dar care trebuie din nou dovedite. Acum, sigur, cu privire la dovada despăgubirilor care sunt destinate să acopere prejudiciile morale, se poate din nou discuta foarte mult, pentru că în mod normal un prejudiciu moral care ți afectează psihicul în general, da? Sau corpul, sau sănătatea și așa mai departe, da? Nu poate fi cuantificat în bani. Și atunci lucrurile sunt mai specioase aici. Este suficient, zice jurisprudența, legiuitorul nu o spune chiar negru pe alb, dar jurisprudența și doctrina au avut un rol esențial în acest sens, să dovedești fapta ilicită, da? Dreptul subiectiv care ți-a fost încălcat, practic dovedind în acest fel existența prejudiciului, cuantumul prejudiciului fiind lăsat la aprecierea instanței de judecată care va socoti și despăgubirea pe baza aceasta, iar raportul de cauzalitate între faptă și prejudiciu ar fi cam prezumat din moment ce ai dovedit fapta și atingerea, atingerea acestui drept nepatrimonial. Deci lucrurile sunt mai complicate când vorbim despre prejudiciile nepatrimoniale decât de cele patrimoniale, care sunt vizibile, sunt palpabile și se pot demonstra mult mai ușor. Exact. Cele nepatrimoniale, evident, când discutăm de imagine, de exemplu, a unei persoane,
nu trebuie să fie o persoană publică, poate să fie orice persoană. Dar una este să fie o persoană publică și alta este să nu fie o persoană publică, pentru că imaginea primeia poate valorează mai mult, cu siguranță valorează mai mult imaginea, de exemplu, lui Horia Brenciu, dau un exemplu așa aleatoriu, nu, decât imaginea mea care apar la televizor o dată la 10 ani. Aia nu înseamnă că sunteți o persoană mai puțin publică sau mai puțin cunoscută. Dar nu sunt o persoană care să apar în public vizual foarte des, da? Și într-un cadru atât de larg și care fac o profesie inclusiv din felul în care arăt, din care mă mișc, din care mă manifest. Bun, mai putem discuta și de prejudicii succesive. Prejudiciile succesive sunt unele dintre cele mai problematice prejudicii pentru instanța de judecată. Sigur că nu cred că se, adică de foarte puține ori se pune problema reparărilor printr-o tranzacție, da, în formă amiabilă. Dar instanța de judecată este pusă la de grea încercare în acest, în astfel de situații. Se va putea baza pe expertize, da, de specialitate, expertize tehnice în specialitatea respectivă, depinde, de regulă medico-legale, pentru că în astfel de cazuri sunt cele mai multe prejudicii. Dar pe cele mai multe sunt instantanee, adică s-a întâmplat, nu este nicio problemă, s-a constatat, și, dacă discutăm de prejudicii succesive, lucrurile sunt... Ele vor putea fi, ele pot repara cu condiția să fie certe, adică să se constate cu siguranță că ele... Se constate cu siguranță că ele vor apărea în viitor. Că cele succesive pot fi și actuale, dar să se manifeste pe o perioadă mai îndelungată de timp, dar de regulă ele sunt manifeste în viitor și atunci ele trebuie să fie certe la momentul în care judecătorul acordă despăgubirile. Deci să aibă siguranța că ele se vor întâmpla. Și de pildă, într-un accident care are ca urmare vătămarea integrității corporale sau a cuiva. În cazul unei loviri, nu? În care poți să-i pe față, în care, în mod evident, după vindecare urmează o reconstrucție, un tratament, o reconstrucție facială, sigur că da. Atunci ele sunt succesive, iar intervenția presupune durere, presupune inactivitate, presupune convalescență. Sau diminuarea capacității de muncă, sau pierderea capacității de muncă, că un prejudiciu... Când îți pierzi un simț, de exemplu, auzul, nu trebuie neapărat să-ți pierzi o mână sau un picior, poți să-ți pierzi auzul, adică nu trebuie să fie neapărat vizibil. Exact. Bun, acolo putem discuta și de alte lucruri, discutăm de lipsa unor părți de corp, discutăm de mutilări și de alte aspecte. Dar nu de asta mă referam, ci mă referam la cele succesive, exact cum spuneam, legat de operații estetice, mă rog, reconstrucții și așa mai departe. Da, pentru a putea fi reparate, repet, ele trebuie să aibă un grad de certitudine ridicat, să fie certe, pentru că altfel am putea vorbi despre prejudicii eventuale. Dacă, spre exemplu, se întâmplă unei persoane care nu are o profesie de genul celei care implică prezența ei în fața ecranului de televizor, da? Un prejudiciu din acesta estetic. Și a vine și spune judecătorului, eu aveam de gând ca începând de anul viitor să fiu moderator de emisiuni culturale. Și pentru că am acest defect estetic cauzat de fapta ta, nu voi mai putea fi un astfel de moderator. Asta este un prejudiciu eventual. Deci de asta spun că el trebuie să fie cert. Ea nu poate să reclame acum despăgubiri pentru un prejudiciu pentru care nu poate să facă proba certitudinii lui. Dar dacă discutăm și telespectatorii ne mai întreabă de pierderea unei șanse. Pierderea unei șanse, din nou, este o surpriză plăcută provocată de către legiuitorul de la 2011, atât în materie de răspundere civilă delictuală, cât și în materie de răspundere civilă contractuală. Întâlnim firav câte un text, dar e foarte bine că este acolo, da? Chiar un aliniat numai, de exemplu avem 1385 aliniatul 4 la răspunderea civilă delictuală, da? Și dincolo cred că la 1531, așa, sau 30. Un aliniat, dar este suficient. Și ne spune că inclusiv pierderea unei șanse, constând în obținerea unui câștig sau preîntâmpinarea unei pagube,
trebuie să fie despăgubită, cu condiția ca acea șansă să fie reală și serioasă, din nou, ca să putem verifica această condiție a certitudinii prejudiciului. Cum, că aici intervine specificitatea acestui tip de prejudiciu, cum poate fi reparat? Printr-o despăgubire care se acordă proporțional cu probabilitatea realizării șansei respective. Deci vorbim aici de, în opinia mea, eu dacă aș fi judecător, așa aș face, aș antrena în cauză un expert în calculul probabilităților, care să calculeze ce șanse, pentru că așa și spune legiuitorul, în funcție de împrejurări și de situația în concret a victimei. Da. Ce șanse avea victima și trebuie să fie reală. Exact. Foarte ce, important. Da. Deci acea pierdere, șansa trebuie să fie reală. Exact. Ce șanse avea victima să obțină premiul respectiv, de exemplu, dacă a fost împiedicată să participe la un concurs, nu? Sau diploma respectivă și așa mai departe. Da, șansa să calculăm de a candida să devii primar. Cât timp ai făcut plângere de un contracandidat cu vreo două luni înainte, tocmai ca să îți strice imaginea și, mă rog, nu neapărat să nu te voteze, fie, eu știu, formațiunea politică să nu te susțină, fie alegătorii să nu te mai voteze, ce, a, ăla e penal, deși poate să fie o plângere neîntemeiată, doar că, ca întindere, depășește perioada în care persoana ar fi putut candida. Sigur, nu știm dacă candida ar fi și ieșit. Asta este, din cauza asta vorbeam de un calcul al probabilităților. Trebuie să fie reală, adică faptul că puteai să candidezi sau candidai nu înseamnă că ai fi și obținut. Sigur că da, trebuie să vezi care sunt competitorii, celui care trebuie să vezi dacă s-a angajat în competiție. Dacă ați fi judecător, cum ați face? Că zicea, dacă ați fi judecător, aș face așa. Da. Și... nu sunt judecător, sunt arbitru la curtea de arbitraj. Dar pregătiți de pe lângă camera de comerț care devin magistrați. Da. Sunt arbitru, repet, și mă joc, între ghilimele, de a judecătorul în acest sens de vreo 7 sau 8 ani. Și aș face în felul următor. Aș vedea dacă cel în cauză, într-adevăr, s-a angajat în competiție. Asta este prima condiție, nu? Că altfel nu vorbim de un prejudiciu eventual, de o dorință sa de a deveni primar, dar el nici nu de... E ca și, da, Doamne, ajută-mă să câștig la loto, dar mai și joacă din când în când, îi se spune Dumnezeu, nu lui Ițic, da? Da. Mai cumpără câte un bilet. Așa și primarul nostru. Aș vedea ce competitori are, aș vedea cine îl susține, da? Și atunci aș calcula. Cu ajutorul expertului, repet, am apreciat, cu ajutorul expertului, da? Ce probabilitate de 30%, de 40%, de... Dar aici cred că problema care s-a ridicat cel mai acut ar fi aceea a ce fel de prejudiciu ar putea cere spre reparare respectivul candidat. Păi da, atunci discutăm că prejudiciul trebuie să fie reparabil. Exact. Deci este până la urmă ce fel de prejudiciu ar avea trebuie aici să fie reparabil. Că e trebuie să facă totuși dovada existenței unui prejudiciu. Prejudiciu ca să fie reparat trebuie să nu fi fost reparat încă sau să fie un prejudiciu reparabil, sigur. Să nu fi intervenit cineva să ți-l repare până în momentul în care ai solicitat despăgubirea lui. Ca să fie reparabil, prejudiciul de asta a spus trebuie să fie cert, să fie personal, da? Adică resimțit de cel care solicită despăgubirea respectivă. Sigur că nu intră în discuție situația în care facem cererea printr-un mandatar, nu este cazul să discutăm că acel mandatar acționează în numele și pe seama celui păgubit, da? Și să nu fie reparat încă, pentru că putem discuta despre un cumul de reparații care ar conduce la o îmbogățire fără rustă cauză a victimei. De exemplu, dacă victima a suferit un prejudiciu constând în limitarea capacității sale de muncă și era asigurată social, va primi o pensie de invaliditate din sistemul de asigurări sociale. Acea pensie de invaliditate va fi imputată despăgubirilor care vor trebui plătite de către făptuitor. Nu va putea fi cumulată cu acestea, pentru că ea are exact rolul de a înlătura, într-o oarecare măsură, prejudiciul suferit de către victimă. Și ajunge la raportul de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciu. Da, raportul de cauzalitate, din nou, o problemă foarte spinoasă, care a făcut să curgă multă cerneală pe foi. Pentru că fapta ilicită a fost o faptă ilicită acelui, presupune, în care i-a făcut plângerea, sau nu a avut legătură de cauzalitate cu pierderea șansei.
Da. Raportul de cauzalitate este una dintre cele mai complexe probleme ale instituției răspunderii civile. Exact cum spuneați, primele două. Da. Exact, exact. Sunt oarecum mai palpabile. În mai sensul că putem merge sau putem să ne confruntăm cu un raport de cauzalitate cât se poate de banal, de genul celui res ipsa loc vitur, lucrurile vorbesc de la sine, da? Un chirurg a uitat în abdomenul pacientului o pensă și l-a închis pe pacient, aici raportul de cauzalitate este cât se poate de evident, sau putem vorbi de un raport de cauzalitate complex sau aproape indecelabil într-o astfel de ipoteză pe care am ridicat-o discuției cu primarul nostru care a fost împiedicat să candideze la primărie. Să vedem ce legătură are, dacă a existat o legătură între fapta celui care pretins l-a împiedicat și pretinsul prejudiciu suferit de către primar. Unde mai vorbim că putem întâlni situații în care avem o cauzalitate complexă, în care în raportul de cauzalitate intră vreo două sau vreo trei fapte. De exemplu, un accidentat în urma unui accident de vehicul este internat într-un spital în care contactează o infecție nozocomială și se bucură, între ghilimele, și de neglijența chirurgului. Și să vedem din ce cauză a decedat accidentatul respectiv, din cauza accidentului, din cauza infecției nozocomiale, din cauza neglijenței chirurgului, sau e un cumul de factori și toți au concurat acolo la apariția decesului. Ne bucurăm în acest sens de o teorie pe care reputatul nostru profesor Mihail Eliescu a dezvoltat în 1972, dar poate e prea tehnic, dar ea trebuie amintită, merită să fie amintită, aceea unități indivizibile dintre cauză și condiții. Și în care spune fiertatul profesor că nu numai acea împrejurare care a constituit cauza directă și necesară și care a determinat fără putință de tăgadă apariția prejudiciului intră în sfera cauzalității, ci și toate condițiile favorizante care au gravitat în jurul ei. Deci aici poate că avem trei cauze principale, avem accident, sau poate că avem o cauză principală care a dus la deces, neglijența chirurgului, dar avem condiții favorizante, accidentul și infecția nozocomială. Și toate intră atrăgând astfel și răspunderea chirurgului și răspunderea conducătorului de autovehicul și răspunderea spitalului pentru faptul că nu a întreținut spitalul într-o măsură, să zic așa, de... Dar până la urmă, fiecare, oricare dintre aceștia trebuie să-i se demonstreze vinovăția. Exact. Vinovăția pentru răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie este o condiție fără de care aceasta nu poate fi angajată. Vinovăția se caracterizează prin două elemente. Pentru că ea este o atitudine a făptuitorului față de faptă și față de urmările negative ale acesteia, da, atât față de victimă cât și în societate, pentru că orice faptă ilicită creează un dezechilibru nu numai victime, ci și societății în general. Da? Vorbim despre două elemente componente ale vinovăției, elementul intelectiv și elementul volitiv. Se reține vinovăție când este prezent elementul intelectiv, adică sub oricare dintre formele pe care le-am mai antamat. Intenție directă sau indirectă, culpă cu prevedere sau fără prevedere, ceea ce presupune un discernământ neapărat din partea făptuitorului, pentru ca el să-și dea seama de aceste consecințe nefaste ale acțiunilor sau ale inacțiunilor sale. Discernământ care stă la baza capacității sale delictuale și până la urmă la reținerea vinovăției sale. Pe de altă parte, degeaba ai discernământul dacă tu ești constrâns fizic sau moral să săvârșești o anumită faptă pentru că nu ți poate fi reținută vinovăția, pentru că nu ai avut liberul arbitru, manifestarea ta de voință a fost dirijată din exterior, impusă de către o altă persoană. Și atunci putem vorbi deci de cele două elemente, componente, intelectiv și volitiv ale vinovăției, și ori de câte ori lipsește unul dintre ele, fie pentru lipsa discernământului, fie pentru faptul că ai fost constrâns, da? nu mai putem vorbi de vinovăție și nu se mai poate angaja răspunderea pentru fapta proprie. Avem, de exemplu, în această
discuție de amintit situația minorului sub 14 ani și situația celui pus sub interdicție judecătorească, care este asimilat minorului sub 14 ani din punct de vedere al capacității delictuale a acestuia, în sensul că ei se bucură de o prezumție relativă de lipsă de discernământ. Și asta înseamnă că ei nu răspund pentru faptele lor proprii decât dacă victima face dovada existenței discernământului la momentul săvârșirii faptei. Pe de altă parte, minorul de peste 14 ani și până la 18, că de aia îl numim minor, sau este supus unei prezumții relative de existența discernământului, în sarcina lui apăsând proba sau pe el apăsând proba lipse discernământului la momentul săvârșirii faptei dacă vrea să se exonereze de răspundere, și ajungem în acest fel cu discuția la un articol 1368, din nou o surpriză legislativă față de codul civil de la 1864. În art 1368, legiuitorul nostru a dat, a scos la lumină, să zic așa, ceea ce jurisprudența din țara noastră încă de prin anii 1975-1980 a îndrăznit să facă, preluând poate de la francez, care din 1967, dacă nu mă înșală memoria, au un text normativ în sensul ăsta. Despre ce este vorba? Este un text 1368 care se intitulează obligația subsidiară de indemnizare a victimei. Este și intitulat nefericit și formulat puțin nefericit, dar care până la urmă cu bunăvoință din partea celui care îl aplică va conduce la o soluție echitabilă pentru victimă și pentru toată lumea, cred că. Spune că lipsa discernământului, și aici putem vorbi deci de minori, de interdicții judecătorești, dar și de persoanele majore care la momentul săvârșirii faptei... Da, deci, acest lucru, această lipsă a discernământului trebuie constatată la momentul săvârșirii faptei. Da, și de persoanele majore care nu sunt puse sub interdicție și cu toate acestea la momentul săvârșirii faptei s-au aflat într-o stare de tulburare a minții care le-au pus în neputință de a-și da seama de consecințele faptelor sale. Faptelor lor, da? Sunt persoane majore care se bucură de altfel de o prezumție de discernământ, dar iată că ele pot face dovada faptului că la momentul săvârșirii faptei nu au avut discernământ. Ei, această lipsă discernământului nu le absolvă totuși de plata unei indemnizații către victimă. Se observă că aici nu se face vorbire despre despăgubire, ci despre indemnizație. Ori de câte ori nu poate fi angajată răspunderea persoanelor care, potrivit legii, aveau obligația de a le supraveghea pe cele care au săvârșit fapta. Vorbim aici de părinți, de comitenți și așa mai departe. Spuneam de bunăvoința celui care aplică textul, în sensul de a nu vedea o aplicare restrânsă a acestuia numai sferei celor care sunt puși sub supravegherea cuiva, minorii și interdicții judecătorești, ci și celor care, major fiind, nu au avut discernământ la momentul săvârșirii faptei și nu se află sub supravegherea, pentru că legea nu permite supravegherea lor. Din punct de vedere al să zic așa, aceste capacități, al acestui discernământ, vedem că a avut discernământul o constatare a unei expertize. Da. A avut discernământul diminuat. Putem discuta de o răspundere când e diminuat sau trebuie să fie o lipsă totală? În răspunderea civilă delictuală, ca o particularitate, cred că, față de cea penală, exonerarea de răspundere este condiționată exclusiv de lipsa totală de discernământ. Și textul 1367, care vorbește despre majorii care n-au discernământ în momentul săvârșirii faptei, spune foarte clar că ei trebuie să se afle în neputința de a-și da seama de consecințele faptelor lor. Deci nu putem discuta despre discernământ diminuat. Un discernământ diminuat nu va conduce la exonerarea răspundere, nici măcar la limitarea de răspundere. Nici măcar la limitare. Și cel mai, poate că unul dintre aspectele foarte importante este că acest major, care la momentul săvârșirii faptei probează că n-a avut discernământ, să nu cumva să-și fi provocat singur starea de lipsă de discernământ, intoxicându-se voit cu stupefiante,
cu alcool, da? Cu alte substanțe care ar putea conduce la o astfel de stare. Pentru că atunci răspunderea sa va fi reținută ca și când ar fi avut discernământ. Pe lângă faptul că poate să fie și o agravantă. Sigur. Adică pe latură penală, da. Și n-am mai știut ce fac. Da. În latură, pe latură penală e o circunstanță agravantă, bănuiesc. Nu mă ocup de dreptul penal, dar din câte rețin. Dar pe latură civilă? Pe latură civilă nu îl absolvă de răspundere, este clar. Este suficient, nici nu mai trebuie să mai vorbim despre circunstanță. Nici nu prea putem vorbi despre circunstanțe agravante. De ce? Pentru că vinovăția în materia răspunderii civile delictuale, 1358 ne spune foarte clar, se apreciază in abstracto. Deci trebuie să avem în vedere la momentul în care stabilim vinovăția făptuitorului împrejurări exclusiv străine de persoana acestuia. Nu ne interesează vârsta sa, calificarea sa profesională, câtă școală are, din ce mediu social provine, ce situație familială are în momentul respectiv sau ce necazuri la pasă la momentul săvârșirii faptei ilicite. Nimic din toate acestea nu interesează la momentul stabilirii vinovăției, ci doar un arhetip al celui mai prudent și mai diligent om, pentru că 1357 alineatul 2 ne spune că răspundem pentru cea mai ușoară culpă, deci cea pe care a săvârșit-o cel mai diligent și mai prudent om, un arhetip pe care dacă îl punem în aceleași împrejurări în care făptuitorul a înfăptuit fapta ilicită, a săvârșit fapta ilicită, îl studiem dacă ar fi făcut la fel ca făptuitorul și ar fi putut să prevadă consecințele nefaste ale acesteia și atunci vorbim de o vinovăție sau nici măcar cel mai diligent și mai prudent om n-ar fi putut să și n-ar fi reușit să prevadă consecințele negative ale faptei și atunci vorbim de o nevinovăție. Dar discutăm de o săvârșire prin constrângere. Constrângerea este, așa cum am spus, o cauză care înlătură caracterul ilicit al faptei prin faptul că înlătură vinovăția. La fel ca în dreptul penal și în dreptul civil, constrângerea înlătură elementul volitiv. Practic nu mai putem vorbi de vinovăție, chiar dacă tu îți dai seama de consecințele negative ale faptei sale, dar ai fost constrâns să săvârșești acea faptă, nu mai putem vorbi de vinovăție. Deci este încă o cauză de care înlătură caracterul, da, care înlătură răspunderea prin faptul că înlătură vinovăția. Da. Mai vreau să mă întreb că până la urmă putem discuta tot de o faptă proprie, mă rog, o răspundere pentru o faptă proprie. Dacă, de exemplu, avem o societate comercială și cauzează prejudiciu prin, să zic așa, faptele ilicite ale organelor de conducere, administratorilor. Sigur, putem vorbi despre răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie a persoanei juridice. Este reglementată la articolul 219 din Codul Civil. O să vă întrebați de ce un singur articol poate pentru... Acolo este prezentă doar o ficțiune juridică cu care operează, pentru că însăși persoana juridică practic este o ficțiune. Da? Ea nu este o realitate palpabilă cum este persoana fizică. De aceea a fost introdusă ca o răspundere a exact. Fapta proprie absolvită fiind practic a organelor de conducere, răspunderea până, faptelor organelor de directori, da, angajați, da. Și așa mai departe. Deci a organelor de conducere până la urmă. Deci, da. Chiar dacă ea societatea cauzează, este absorbită ca și faptă proprie până la urmă. Sigur. Spuneam de această ficțiune juridică de la 219, potrivit căreia faptele juridice, orică sunt licite, orică ilicite ale persoanei, ale organelor de conducere ale persoanei juridice, sunt faptele persoanei juridice înseși. Și de acolo încolo se aplică 1349 cu toată pleiada de și atrage răspunderea persoanei juridice înseși pentru faptele de fapt săvârșite de către organele lor în exercitarea atribuțiilor conferite de statut tul societății respective, da, sau de lege. Atunci discutăm exact de săvârșirea faptei în îndeplinirea unei activități. Exact. Până la urmă, în activitatea de ce? De administrator. Exact. Și revenim, da, până la urmă, la precizările, da, codului, da, pe fapta proprie, da, a persoanelor. Până asta interesează mai mult în regresul persoanei juridice, dacă îl face, bineînțeles, împotriva organelor sale de conducere. Avem text la 1380... Așa, aici discutăm exact de omisiune, da, a angajatului care nu a semnalizat. A omis, a uitat, exact, să semnalizeze, da,
Vă dau un exemplu, este o firmă de construcții care, eu știu, face lucrări de construcție, sapă, tot felul de lucruri, dar nu semnalizează. Nu semnalizează prin persoanele întrituite să facă. Unele să urmărească și unele să efectueze efectiv. Aici putem vorbi de angajarea răspunderii lucrătorului efectiv care era la locul faptei și care a omis să instaleze panoul semnalizator. Acela este un prepus, pentru că niciodată... Cu condiția ca societatea, da, să-i fi pus la dispoziție. Sigur că da, sigur că da. Asta aici urma să spun, da. Deci dacă avea panoul în mașina cu care era la intervenție, cu care s-a deplasat la intervenție și nu l-a poziționat, atunci e răspunderea lui. Răspunderea prepusului, sigur că va răspunde societatea în calitate de comitent, da? Dar pentru fapta prepusului. Dacă însă nici nu avea panoul și nici nu știa că trebuia să-l instaleze, atunci putem vorbi de o răspundere a organului de conducere care atrage, sigur, răspunderea persoanei juridice însăși. Și regresul acesteia, dacă e cazul, împotriva organului de conducere. Acest regres este unul opțional, dar avem text legal, atenție, la 1385 aliniatul 2, care ne spune că, nu 85, 1384, pardon, ori de câte ori statul este cel care este chemat să răspundă prin Ministerul Finanțelor pentru prejudiciile cauzate de către o altă persoană, regresul este obligatoriu. Cu excepțiile prevăzute de lege. Actualmente avem legea 303, de exemplu, pe 2004, cunoaștem speța, nu intrăm în detalii, dar cu caracter de regulă, statul este obligat să se îndrepte împotriva. Deci împotriva unui funcționar public care, de exemplu, a omis să elibereze un act administrativ și ți-a cauzat un prejudiciu. Sau l-a eliberat eronat și ți-a cauzat în felul ăsta un prejudiciu. Se constată răspunderea unității administrativ-teritoriale, în același timp se constată și răspunderea funcționarului. Unitatea administrativ-teritorială, ca reprezentantă a statului, da, autoritate publică, este obligată să se îndrepte împotriva funcționarului public pentru recuperarea sumelor amasate cu titlul de despăgubiri. Cam ăsta este jocul la răspunderea persoanei juridice pentru fapta proprie. Dacă vorbim de răspunderea comitentului pentru prepus, pe care o vom dezvolta în emisiunea viitoare, și acolo, sigur, comitentul se va regresa împotriva prepusului pentru fapta săvârșită cu vinovăție de către acesta de data aceasta. Da. Aici deja discutăm cu vinovăție, da. Deja discutăm de, da, alte lucruri pe care trebuie să le și în regresul pe care îl exercită persoana juridică împotriva organelor de conducere, aceasta din urmă trebuie să-i dovedească vinovăția, pentru că ea îl urmărește pe organul respectiv pe 1357, care presupune vinovăție. Deși victima nu este necesar să dovedească vinovăția persoanei juridice. Ar fi și culmea să dovedim vinovăția unei persoane juridice. A unei ficțiuni juridice despre care vorbeam. Da, dar la regres, da, trebuie să dovedească regrese, vinovăție. Sigur, sigur, pentru că este vorba de răspunderea din fapta proprie a persoanei care face parte din organul toate, de conducere. Revine să îndeplinească toate, da, condițiile pe care, mă rog, sigur, legiuitorul le-a stabilit pentru a putea, da, să se regăsească într-o situație de răspundere civilă. Nu orice delicuală faptă a unui organ de conducere sau unui prepus atrage neapărat răspunderea persoanei juridice pentru fapte proprii sau în caz de comitent, ci numai faptele care au legătură cu atribuțiile sau cu scopul funcțiilor în ce le-au fost încredințate acestora. Că altfel, o faptă săvârșită în timpul liber sau o faptă care nu are absolut nicio legătură cu mijloacele puse la dispoziția sa de funcția respectivă sau cu timpul alocat sau cu locul unde se desfășoară activitatea, nu va atrage răspunderea persoanei juridice. Rămânând să răspundă pentru fapta proprie doar făptuitorul. Nu mai avem foarte mult din această emisiune. Timpul s-a scurs foarte repede. Da, și este foarte bine că până la urmă împreună am hotărât în mod evident de la dumneavoastră venind această propunere de a împărți în două emisiuni ce presupune răspunderea civilă delictuală, mai ales că ați ales, bineînțeles, să discutăm astăzi doar pentru răspunderea civilă delictuală, pentru fapta proprie. Sigur, am intrat în mai multe detalii față de celelalte, urmând ca în emisiunea viitoare, stimați telespectatori, care va fi vinerea viitoare de la aceeași oră, să discutăm de răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie.
pentru fapta altuia, pentru, și acolo o să discutăm exact cum spuneați, pentru părinți, tutori, comitenți, prepuși și toate aceste lucruri, dar cei care aveți animale, imobile în ruină, aveți terenuri cu diverse construcții, cu copaci și așa mai departe, e bine să fiți alături de noi în emisiunea viitoare. Sau societății în administrare, să fiți alături de noi. Sau copiii în supraveghere. Da. Domnul Mancu, mulțumesc mult pentru prezență. Și vă mulțumesc din nou pentru invitație. Vă aștept vinerea viitoare alături de noi la aceeași oră. Vă doresc o săptămână agreabilă tuturor. Mulțumim. Dragi telespectatori, mulțumim că ați fost și în această seară alături de noi și vă așteptăm în fiecare seară de vineri de la ora 20 la emisiunea Just Time. O seară plăcută în continuare.